Binecuvântat și lăudați să fie Domnul nostru, Tatăl nostru din ceruri, Fiul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, Dumnezeu din Trinitate. Amin. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în seara aceasta și să ne dorească un cuvânt pentru fiecare, să ne motiveze să fim niște copii ai Lui Dumnezeu sănătoși în credință, în gândire, în trăire, și lăuda să fie Dumnezeu că este cu noi. Aș dori să citez un cuvânt din Biblie, din 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 12 până la versetul 27. Aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare, să dăm cinste cuvântul Domnului, fie că stăm jos, fie că stăm în picioare, să dăm totdeauna cinste cuvântul Domnului. Pagina în Biblie 1122. Mădularele trupului. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați într un singur Duh. Astfel, Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechi ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi, ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă, tot, tru, dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit el. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâine, n-am trebuință de tine, nici capul, lui, nici, capul nu poate zice picioarelor, picioarele, picioarele lor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință, și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădulare, mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și anume biserica din Manse și fiecare împarte mădularele lui. Amin. Aș dori să vă invit să vă reașezați. Având în vedere subiectul din luna aceasta, Belșugul Sănătății, am pus un, un titlu acestui cuvânt și anume o biserică sănătoasă este un trup sănătos. Și mi-aș dori din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră și Dumnezeu să ne vorbească, să primim cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă există vreun mădular care are o problemă sau care se regăsește și are o problemă, aș dori ca din toată inima Dumnezeu să-i dorească sănătate și să binecuvânteze întreaga biserică. Niște oameni sănătoși ar însemna o biserică sănătoasă, fie că vorbim literal, fie că vorbim uh, spiritual. Fără sănătate nu funcționează absolut nimic. Observați cum un mic virus ne pune la pat și trupul nostru este inactiv. Noi avem nevoie de sănătate pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie de sănătate pentru a face orice lucru uh, cotidian sau zilnic. Domn, care a fost scopul Domnului Isus? În Ioan capitolul 17 cu 4 până la versetul 8 aș dori să citesc și aș vrea să vedem care a fost scopul Domnului Iisus Hristos. Scopul Domnului Iisus Hristos a fost să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu oamenilor. Încep citirea. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac și acum... Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce, ce mi-ai dat Tu vine de la Tine, că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Aceasta a fost scopul venirii Domnului Isus, să ne-L facă de, de cunoscut pe Tatăl. Acum, la sfârșit de, de lucrare, spune, gata, am terminat lucrarea, în versetul 4. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dar Domnul Iisus, pentru a, a împlini această lucrare, a avut nevoie de sănătate. A umblat, a propovedit cuvântul lui Dumnezeu. A avut nevoie de o, o gură sănătoasă, de niște picioare sănătoase, de un trup sănătos. De aceea și biserica lui Dumnezeu are nevoie de sănătate. Domnul Iisus, atunci când a plecat de a încredința și nouă o misiune sau un scop în lumea aceasta, și anume să împlinim această mare trimitere, trimiterea bisericii care se găsește în Marcu, capitolul 16, cu versetul 15 și 16, aș vrea să citesc. Apoi le-a zis, duceți-vă în... În toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și biserica are nevoie de sănătate pentru a propovădui Evanghelia. Trebuie să fie o biserică sănătoasă. Aceasta este marea trimitere a bisericei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în următoarele momente aș dori să observăm cum Dumnezeu dorește ca să avem niște trupuri sănătoase, ca să, fie, să avem o biserică sănătoasă și cum satana împotrivitorul dorește să îmbolnăvească biserica sau trupul lui Hristos. Aici în textul nostru ni se vorbește de niște, de niște, niște mădulare și m-am gândit că dacă ochii noștri sau ochii bisericii ar fi loviți de orbire, nu ar putea să vadă, să-și facă lucrare, n-ar putea merge înainte pentru a împlini această mare misiune. Este nevoie de o vedere clară, de a observa nevoile din biserică, de a observa uh, oamenii care sunt pierduți, care nu au speranță, care nu au pace. Și este nevoie de ochi sănătoși. Mâna care, dacă ar fi lovită de, sau ar fi schilodită sau ruptă, -ar, are nevoie de putere, are nevoie să fie operativă, să lucreze în câmpul lui Dumnezeu. Sunt aici câteva mădulare, gura, cum ar fi, dacă ar fi lovită de muțime, sau ar fi mută, sau ar fi bâlbuită, n-ar putea să vorbească clar cuvântul lui Dumnezeu, n-ar putea să propovedească Evanghelia. O ureche care este surdă, care este lovită de surzenie, nu ar putea să asculte vocea lui Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu, să, o, 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 să fie o ureche ascuțită, de aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta să fim niște mădulare sănătoase. Dacă este vreun mădular care este bolnav, Dumnezeu să-l vindece. Este nevoie de revenirea sănătății. Dacă cineva nu este activ în biserică, nu are cum să existe un membru în biserică și să nu fie un mădular în biserică, să nu aibă cu ce să ajute biserica să-și îndeplinească marea misiune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O biserică sănătoasă, în primul rând, este o biserică unită. Am uitat în textul care l-am citit și am observat de câte ori se folosește cuvântul un singur trup, adăpați de un singur duh, botezați de un singur duh și observăm cum nu este un mădular, nu, nu este un singur mădular, este un trup, sunt mai multe mădulare, dar este unul singur. Și observ cum Apostolul Pavel pune foarte mult accent pe unitate. Nu există un mădular care să aibă viață și să fie dezlipit de trup sau să, să fie departe de trupul acesta. Orice mădular trebuie să fie unit, trebuie să fie bine închegat și să fie în ascultare de capul care este Hristos. Aș vrea acum să citim despre o biserică unită, model pentru noi, o biserică plină de Duhul Sfânt și cu frică de Dumnezeu. În Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul 32 până la 37, aș dori să citesc. Și aș vrea să vedem din Biserica Primară, capitolul 4, versetul 32. Priviți ce frumos este versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei. Printre ei care se ducă lipsă, toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul prețul lucrurilor vândute și îl și puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Observați, toți erau o inimă și un suflet. Aceasta înseamnă unitate. Pentru ei nu mai exista cuvântul, este al meu, eu sunt al meu, este timpul meu, sunt banii mei, mai întâi mă gândesc la interesele mele nu mă interesează de voi, dacă există vreo nevoie, dacă cineva are nevoie de mine în biserică. Nu, pentru ei era totul al nostru. Ce era al meu era al tău. Și orice nevoie care exista în viața mea, fiecare era disponibil unul pentru celălalt. Toți cei care au crezut în Isus, Hristos. Acum aș pune întrebarea aceasta și pentru biserica noastră. Cine a crezut în Isus Hristos? Cine s-a născut din același Duh? Toți, mă gândesc Și toți ar trebui să fim uniți în misiunea, mare misiune pe care o avem de îndeplinit, pentru a lărgi împărăția. Orice mădulare este important și trebuie să fie în trup. Unitate când ne merge bine și când ne merge rău. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Uniți în prosperitate și în lipsă observați cât de puternice sunt, sunt vocile care cântă, rugăciunile, dacă, dacă mare puterea rugă, rugăciunea unui om neprihănit. Gândiți-vă unei biserici neprihănite, care este salvată prin sângele lui Hristos. Mare, mare, mare putere are rugăciunea împreună a bisericii, unită. Dar ce caută satana? Ce, ce face satana? El nu stă deloc liniștit, ci caută dezbinare, după cum spune în versetul 21 și și versetul 25 din textul nostru, 21 spune că ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul, lui nu poate zice, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Nu, am trebuință de fiecare mădular. Dacă nu, nu m-ar susține picioarele, trupul acesta, cum aș merge înainte? Am nevoie de fiecare mădular. Și versetul 25 spune că pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească de potrivă unele de altele. Avem nevoie de odintate. O biserică sănătoasă este unită. Un trup sănătos, fiecare mădular este unit în trup. Deci aș dori să înțelegem lucrul acesta și să căutăm unitatea. Nimic să ne separe, nimic să ne îndepărteze de casa lui Dumnezeu, nimic să ne îndepărteze de biserică. O biserică sănătoasă este o biserică unită. În al doilea rând, o biserică sănătoasă este ascultătoare de Hristos. Ascultă de cap de capul trupului care este Isus Hristos. Fiecare trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, de principiile cuvântului lui Dumnezeu. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, dar Dumnezeu nu a, a, a spus, sau a spus, ascultați de un mădular. Care este mădularul cel mai principal din trup? Ascultați de acest mădular. Orice idee care îi vine lui, să ascultați într-o totul de el. Nu, Dumnezeu a lăsat cuvântul valabil pentru fiecare creștin și noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. El este autoritatea noastră. Să ascultăm de Evanghelia lui Hristos. Poate sunt multe Evanghelii și Pavel ne, spune spunea în Galateni 16 cu 6 și 10, aș dori să citesc. Galateni capitolul 1 Știți ce spune Pavel? Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovădească o, o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie în Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovedește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați, ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să caut bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu, să caut să plac oamenilor. Dacă aș dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Dacă în vreme ce acești oameni s-au confruntat cu alte evanghelii sau au fost cuceriți sau cuprinși cu alte evanghelii, nu știu Evanghelia prosperității, Evanghelia comodității, nu știu ce fel de, de teorie ar putea inventa un, un om. Dar noi haideți să rămânem, să rămânem la principiile Cuvântului Dumnezeu, să ascultăm de Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hristos este uh, capul care ne vorbește, care ne conduce viața noastră, trupul acesta. O biserică sănătoasă este o biserică unită și o biserică sănătoasă este o biserică ascultătoare de Hristos, de Stăpânul, nu de un mădular, ci noi trebuie să ținem la Cuvântul lui Dumnezeu. Așa să ne punem întrebarea aceasta sinceră. Ascult eu de Hristos în orice vreme sau doar când îmi convine sau doar atunci ca să primesc ceva din partea lui Dumnezeu? Sunt un mădular ascultător? Așa să ne răspundem fiecare sincer și să. Ne lăsăm conduși de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă ascultători de Cuvântul Său și să căutăm să împlinim marea misiune. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În al treilea rând, o biserică sănătoasă este o biserică care slujește, care îngrijește de un mădular, de celelalte mădulare. Versetul 25. Pentru ca să nu fie nicio despinare în trup, ci mădularele să îngrijească de potrivă unele de altele. Noi trebuie să ne slujim unii pe ceilalți. Un scriitor latin a scris odată o fabulă de, despre trup și se adresează mâinile, se adresează măselelor și spune: Uite, privește la stomacul acesta, el nici nu pregătește nicio mâncare, nici nu se strofocă sau se, se străduiește să să facă o mâncare și el mănâncă liniștit. Privește, uite, eu fac mâncarea, spunea mâinile acestea și spunea, uite, tu o mesteci, o dai de-a gata și el nu mai înghite și este hrănit. El nu face nimic pentru trup. Și atunci s-au decis să înceteze să mai facă această, să mai fac această slujire în trup și atunci stomacul nu a mai mâncat, a început trupul să slăbească, a început să stea la pace, și a văzut că mâinile nu mai au putere, dinții nu mai au ce mesteca și au început a slăbi. Și atunci au dat seama că stomacul își făcea slujba lui și mâinile își făceau slujba lor și măsele își făceau slujba lor. De aceea fiecare mădular crede poate că eu fac totul, celălalt nu face nimic și de multe ori ne gândim că eu slujesc cel mai mult. Dar nu este așa. Fiecare trebuie să gândească că eu trebuie să slujesc cu darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu spune în versetul 18, 18 cuvântul acum, dar Dumnezeu a pus mădulare în trup pe fiecare așa cum a voit el Dumnezeu a decis tu vei fi gură, tu vei fi picior și așa mai departe nu nu, nu noi am decis Doamne, eu vreau să fac cu tare lucru eu de ce nu sunt uh, Auz? Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înțelegem că fiecare avem locul nostru și ceea ce trebuie să înțelegem este că o biserică sănătoasă slujește și fiecare și are locul lui. Picioarele nu poate să facă slujba mâinii. Mâinile nu poate face slujba picioarelor. Ar putea mâinile acestea să alerge? Nu. Aceasta este slujba și lucrarea picioarelor. Ar putea picioarele să facă o mâncare, să facă o lucrare uh, înțeleaptă? Nu. Ar putea gura să audă? Nu. Ar putea urechile să vorbească? Nu. Fiecare și are lucrarea lui. Și fiecare trebuie să slujească în dreptul și cu darul pe care l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Să înțelegem că așa cum a dorit Stăpânul, ne-a dat darul și noi trebuie să slujim până va veni Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facă o biserică sănătoasă, să ne facă o biserică unită, o biserică ascultătoare de Dumnezeu. Poate unii au obosit și, și poate le este greu să slujească. Dumnezeu să dea vindecare, Dumnezeu să restaureze, să dea sănătate bisericii noastre. Mulțumesc Domnul pentru cuvântul acesta și aș dori să luăm aminte, să-l punem la inima noastră și să ne cerceteze. Lăudați să fie Dumnezeu! Amin!